Păpușa de cârpă de Michael Ende A fost odată o mică păpușă de cârpă, făcută dintr-o mulțime de petice colorate, cu sute la oaltă. Era unui băiețel și cei bine mai mergea la el. Micuța păpușă de cârpă era tot timpul veselă. Singurul lucru pe care îl lua cu adevărat în serios era meseria ei. Dar care era oare meseria ei? Păi, să înveselească. Pe cine oare? Păi, pe băiețel. Într-o bună zi, băiețelul a văzut într-o vitrină o mulțime de păpuși, mult mai mari și mai frumoase, din cele pe care le poți întoarce cu cheița și care pot chiar cânta la trompetă. În plus, mai erau acolo și roboței care mergeau clătinat încolo și încoace, mașini, avioane, dar și păpuși meșteșugite care vorbeau singure și care aveau păr adevărat. Și atunci, deodată, băiețelului nu i-a mai plăcut deloc de păpușa lui de cârpă. Celelalte jucării se păreau mult mai frumoase, căci puteau să facă orice mult mai bine. Dar ce puteau ele oare să facă mai bine? Păi să înveselească. Pe cine oare? Păi pe băiețel. Păpușa de cârpă a dat tot ce avea ea mai bun și s-a străduit din răsputeri să-l înveselească din nou pe băiețel. Dar băiețelul nici măcar nu se uita la ea și era nemulțumit și posomorât. Iar în cele din urmă a luat micuța păpușă de cârpă și a aruncat-o pur și simplu pe fereastră. Acum sărmana păpușă de cârpă chiar nu mai avea niciun rost. Pentru ea se sfârșise de-a binelea. Cu ce se sfârșise oare de-a binelea? Păi, cum veselitul. Al cui oare? Păi, al băiețelului. Cum zăcea păpușa de cârpă de ceva vreme în rigolă, iată că a venit o cățelușă. A adulmecat-o și a înșfăcat-o între dinți, ducând-o de acolo. Acasă, vezi bine, o așteptau șapte pui de cățeluși, care tare s-ar mai fi jucat cu păpușa. Păpușa de cârpă n-a putut să se apere, dar nu voia nici în ruptul capului să ajungă la cățeluși. Dar ce voia ea oare? Păi să înveselească. Pe cine oare? Păi pe băiețel. Cățelușii s-au jucat cu păpușa de cârpă așa cum se joacă ei de obicei. Au mălfăit o între colțișorii lor ascuțiți și-au scuturat-o și-au trântit-o în stânga și în dreapta și au tras de ea, ba încolo, ba încoace, fiecare de câte un capăt. Micuței păpuși de cârpă i s-a făcut atât de frică, încât a și uitat de rostul ei pe lume. Dar care era oare rostul ei pe lume? Păi să înveselească. Pe cine oare? Păi pe băiețel. Când a văzut păpușa de cârpă, domnul căruia îi aparțineau toți acești cățeluși a strigat. Puh! ce zdreanță spurcată, la gunoi cu ea. Și-a ridicat-o cu vârful degetelor și-a dus-o la tomberon, unde se aruncă cenușa din vatră și conservele goale. Vai de capul ei, micuța păpușă de cârpă! Cum zăcea ea acolo atât de murdară și de dezdrențuită, că nimeni n-ar fi putut să-și dea seama la ce fusese ea bună cândva. Dar la ce fusese ea oare bună cândva? Păi să-mi veselească, pe cine oare? Păi, pe băiețel. A doua zi a trecut pe acolo un om nevoiaș și a scormonit în tomberoane după hârtii și cârpe. Văzând micuța păpușă de cârpă, a luat-o și a aruncat-o în căruțul lui. N-a făcut-o din răutate. Era doar un om sărac și cu asta își câștiga traiul, strângând asemenea lucruri pentru a le vinde. Resturile urmau să fie mărunțite la o fabrică de hârtie, căci din ele se produceau hârtie albă și fină. Ei, s-o fi întrebat omul nostru pe micuța păpușă de cârpă dacă vrea să fie mărunțită și prefăcută în hârtie albă și fină? Cu siguranță i ar fi spus, nu, altceva vreau eu. Dar oare ce altceva voia? Păi să-mi Pe cine oare? Păi pe băiețel, între timp, băiețelul ședea acasă și era tare amărât și plângea, pentru că își dorea înapoi micuța lui păpușă de cârpă. Nu mai voia alte păpuși mai mari și mai frumoase, care pot să cânte la trompetă, și nici roboței care merg clătinat încolo și încoace, și nici păpuși meșteșugite, care vorbesc singure și au păr adevărat. Niciuna dintre ele nu putea să facă ce știa să facă atât de bine, micuța păpușă de cârpă. Dar ce nu puteau ele oare să facă? Păi să înveselească. Pe cine oare? Păi pe băiețel. În drum spre marea fabrică de hârtie, omul nevoiaș a trecut pe lângă casa în care locuia bunica băiețelului. Aveți ceva cârpe pentru mine?" a întrebat el. Da," a spus bunica, am dita mai sacul plin, dar vreau la schimb micuța păpușă de cârpă de acolo." Bunica o recunoscuse pe dată, căci păpușa zăcea chiar în vârful grămezii din căruț. Omul nevoiaș s-a învoit să facă târgul și i-a dat -o. Iar acum i-a spus bunica micuței păpuși de cârpă, hai să te punem din nou pe picioare. Dar pentru ce să o pună oare pe picioare? Păi ca să înveselească. Pe cine oare? Păi pe băiețel. Bunica a spălat păpușa de cârpă, până când toate peticele au început să-i strălucească vesel din nou. Acolo unde era ruptă, a cusut-o la loc, iar la sfârșit păpușa arăta mult mai frumos decât arătase la început. Așa a spus mulțumită bunica, iar acum te trimit pachet. Căci ți se duce dorul. Dar de ce îi se ducea oare dorul? Păi ca să-mi Și cine-i ducea dorul? Păi băiețelul. Și iată că, într-o bună zi, poștașul a adus un colet uriaș pe care era trecută adresa pentru băiețel. Iar la expeditor, de la bunica. Băiețelul era tare nerăbdător, căci nu-și putea închipui ce putea fi într-un colet atât de mare. Nici noi nu vrem încă să dăm în vileag ce era înăuntru. Dar ce putea fi oare în uriașul colet? Păi, ceva pentru un veselit. Pentru cine o Păi, pentru băiețel. Iar când băiețelul a deschis coletul uriaș, înăuntru mai era o cutie. Iar când a deschis-o și pe aceasta, a dat de a treia. Iar din a treia cutie, băiețelul a mai scos o a patra. Iar în aceasta se găsea o a cincea. Iar în aceasta, o a șasea. Iar în a șasea, băiețelul a găsit în cele din urmă o a șaptea cutie, care era și cea mai mică. Toată camera era acum plină de cutii și cutiuțe. Dar ce se ascundea în cea mai mică, în a șaptea cutiuță? Păpușa de cârpă. Ca nouă, încât îndată a și arătat ce știa să facă. Dar ce știa oare ea să facă așa de bine? Păi să înveselească. Pe cine oare? Păi pe băiețel. Și băiețelul oare ce-a făcut? Păi, ares.